Steaua versus Dinamo este un derby clasic și este clasat pe locul 8 în lume ca importanță și rivalitate. Diseară va avea loc pe frontul Cupei României cea de-a 155-a bătălie directă în care Steaua pornește ca favorită, însă Dinamo poate face oricând surpriza, așa că scorul poate fi oricare. Giurgiuvenii ne-au spus care sunt părerile lor legate de marele derby și pe cine ar vrea să întâlnească Astra Giurgiu în finală, în cazul în care se califică. Cu ce echipă de fotbal țineți? Cu Dinamo. Un pronostic pentru meciul din seara asta? Bate Dinamo. Cu ce scor? 2-1. Sunteți așa, sigur? Steaua e favorită? Precis, n-are importanță. Steaua ține. Și un pronostic pentru seara asta, derby? 1-0 Steaua, clar. Ce 1-0, mă? Dinamo bate în seara asta, fără nicio discuție. Deci 1-0 Steaua, punct. Și voi? O discuți. Voi? Dinamo, bate Dinamo cu 1-0, sigur. Dinamo. Cu Dinamo. Și ne dați și nou un pronostic pentru meciul din seara asta? Habara, nu știu, nu. Țin cu Dinamo și atât. Cu Steaua. Și un pronostic ne dai și nou pentru meciul de astăzi? Sper să câștige Steaua cu un 2-0. De ce crezi că o să câștige? Este mai bună, este pe primul loc, a avut victorii în ultima perioadă. Și în finala cupei? Finala cupei sper să câștige tot Steaua. Să joace cu cine? Cu Astra. Steaua, Dinamo, Steaua, ce mai? Steaua are prima opțiune de victorie. Finala Cupei României, eu zic că o să se reediteze Steaua cu Petrolul. Sigur. Dacă Astra Giurgiu se va califica în finală, va avea o misiune grea, indiferent cu cine va juca. Steaua și Dinamo au împreună 34 de cupe ale României câștigate, în timp ce Astra Giurgiu nu are niciun trofeu în palmares.